Dacă vreți să fiți bărbați adevărați, pe ce cox? Transmiteți materiale la Londra sau la România. Dacă organul de urmărire penală Republicii Moldova așa e de convins în situația că Renato Usate este vinovat... Nu văd absolut o bază legală în acest caz. Deci acțiunii de pregătire s-au comis pe teritoriul Republicii Moldova și s-au consumat în Marea Britanie. Avocații au cerut recuzarea procurorilor responsabili de acest dosar, în special după conferința pe care au organizat-o săptămâna trecută, la care l-au acuzat pe Renato Usatăi că ar fi comandat omorul lui Corbunțov. Nu a fost o conferință de presă, ci a fost o judecată tovărășească, în cadrul cărei Renato Usatăi practic a fost condamnat de comitere infracțiune imputare. Procurorii nu au declarat că persoanele sunt vinovete de comiterea acestei infracțiuni, dar au declarat că persoanele respective sunt învinuite. Apărătorii solicită procurorilor să fie consecvenți și imparțiali și să investigheze declarațiile killerului Vitalie Proca, care a spus că, de fapt, comanditarul omorului bancherului rus ar fi Vlad Plahotniuc. Interviul lui domnul Gorbunțov servește ca probă de identitate a dosarului penal, pe când interviul și cele declarate de către Proca, din stat, procurorii îl resping și spun că este fals și n-au de gând să cerceteze și așa mai departe. Deci oare acesta nu dă dovadă despre dublele standarde? Ați mers atunci și l-ați audiat în Marea Britanie pe domnul Gorbunțov, dar acum nu v-ați gândit la faptul că în urma acestui interviu să-l audiați pe domnul Plahotniuc? În anul 2016 noi am deconspirat tentative de transmitere a banilor anume pe faptul că Vitalie Proca se declare fals cine ar fi comanditat. Cât despre faptul că procurorul general Eduard Harunjen a catalogat declarațiile lui Vitalie Proca ca fiind false, avocații spun că n-are dreptul procuratura, în primul rând, să-și manifeste careva poziție prin mass-media până la o sentință. Contactat de TV8, serviciul de presă al Procuraturii Generale ne-a spus că instituția refuză să comenteze afirmațiile avocaților. Anterior, procurorii au declarat că vor verifica declarațiile lui Vitalie Proca, dar nu vor porni un dosar penal din lipsă de probe. În cadrul interviului, killerul a spus că Vlad Plahotniuc ar fi comandat omorul lui German Gorbunțov. Președintele Democraților a declarat însă că acestea sunt aberații.